Pe prima pagină aveți o întrebare interesantă. Scamatorie sau miracol? O veste bună? Din păcate, nu e o veste bună sau e bună doar pe hârtie, pentru că puteți citi în acest număr al Vieții Medicale o anchetă semnată de Dan Mihalache, o anchetă excelentă despre frecvența infecțiilor intraspitalicești în România, în spitalele din România, unde noi stăm pe hârtie în statisticile europene foarte bine, avem o prevalență de două ori mai mică decât media europeană, dar doar pe hârtie, pentru că atunci când privim îndeaproape situația, descoperim adevărate miracole, cum ar fi județul Satu Mare, care raporta în anul de grație 2011 0% infecții intraspitalicești, 0,01% au raportat județele Hunedoara, Bistrița, Năsăud, Teleorman, și ele au raportat foarte puțin, lucruri practic imposibile, în special într-o țară ca România, care are spitalele pe care le cunoaștem și totodată România este țara în care se consumă cel mai puțin alcool, cea mai mică cantitate de alcool din Uniunea Europeană pentru dezinfectarea mâinilor personalului medical. E bine, care este explicația acestor raportări false? Sunt mai multe și, repet, le găsiți în articolul semnat de Dan Mihalache, dar aș vrea să vă citesc o declarație foarte importantă obținută de jurnalistul Viața Medicală de la fostul ministru al sănătății, conferențiar dr. Ladislau Ritli, care lucrează în prezent într-un spital orădean și care spune că ei știu foarte bine că ratele de infecții intraspitalicești pe care le raportează sunt false, dar nu știu de ce nu se raportează corect, probabil de frică, din necunoaștere sau din dezinteres, spune fostul ministru al sănătății. E de altfel o problemă despre care s-a mai vorbit în urmă cu 2 ani, când ministrul de atunci al sănătății, Ceche Otilo, pus în fața unor decese din cauza aparentă a unor infecții nosocomiale, a fost întrebat de presă de ce România raportează foarte puțin. El a spus oarecum cu jumătate de gură că e vorba de raportări false, așadar mai degrabă de niște scamatorii, nu de niște miracole, doar că în ultimii 2 ani nu s-a întâmplat nimic notabil în această privință și România încă arată foarte bine pe hârtie, dar când distanța dintre realitate și hârtie e foarte mare, atunci avem o problemă pentru pacienți și se pot naște situații periculoase pentru pacienți. Să rămânem puțin la situația medicilor. Ce spun despre ultimele propuneri ale Ministerului Sănătății? Am primit mai multe reacții din partea anumitor specialități medicale, una dintre ele semnată de un grup de medici specialiști alergologi din ambulatoriu, dr. Ovidiu Berchi, dr. Adina Neagu, ca să-i amintesc doar pe câțiva dintre ei, scot în evidență carențele pachetului de bază propus de Ministerul Sănătății pentru alergologia din ambulatoriu. O altă scrisoare adresată Ministerului Sănătății și semnată de Asociația Medicilor cu Practică Privată din România dezbate propunerile privitoare la creșterea veniturilor medicilor. În scrisoare se menționează că propunerile Ministrului Sănătății, care au ca scop crearea posibilității ca medicii, printr-o activitate de spital sporită și prelungită, să câștige mai mult, sunt complet gratuite. De ce? Pentru că această posibilitate există deja în prezent, iar standardele de practică medicală pe care le dorește toată lumea, atât medici cât și pacienți, sunt greu de pus în practică în condițiile în care din spitalele românești lipsesc medicamente sau materiale medicale absolut de bază și din nou vom avea o diferență foarte mare între ceea ce este pe hârtie și ceea ce se manifestă în realitate în spitalele românești. Medicii se plâng, iată și ei, de aceste diferențe uriașe între teoria de pe hârtie și realitatea din teren. Să trecem puțin pe plan internațional. Știu că punctați problemele în legătură cu lansarea Obamacare, reforma sănătății din Statele Unite ale Americii. Da, Statele Unite au probleme din ce în ce mai mari cu sistemul de sănătate. Recent, săptămâna trecută, au fost lansate așa numitele piețe virtuale ale asigurărilor medicale individuale, prevăzute în reforma sănătății administrației Obama. Practic, orice cetățean american neasigurat poate intra pe site-ul creat special pentru asta de către autorități. Și în principiu prețul asigurărilor medicale se va menține scăzut, speră administrația Obama,
datorită concurenței apărute între companii și a numărului mare de cetățeni americani neasigurați care au nevoie de o astfel de asigurare. Doar că, surpriză, vedem că se întâmplă și peste ocean, sistemul lor online nu funcționează atât de bine pe cât se spera, deși a costat peste 400 de milioane de dolari. Presa americană susține că sistemul acesta este finalizat doar în proporție de 70% și pentru că a fost vizitat în doar două săptămâni de peste 14 milioane de americani, s-a blocat frecvent. Nu știu dacă să ne bucurăm că moare și capra vecinului, dar este un fapt, încă aceste site-uri nu funcționează bine. Un alt aspect interesant, tot din Statele Unite, este legat de costul tratamentului antiasmatic, care s-a triplat în ultimii 10 ani. În SUA, costul anual al pacienților americani cu astm ajunge până la 56 de miliarde de dolari anual. Țineți-vă bine, așadar, orice numai să nu fii bolnav de astm în Statele Unite, prețul acestui tratament crește anual cu 5%. Și de ce se întâmplă asta și de ce apariția genericelor pe piață, care există și în Statele Unite, nu reușește să scadă prețul? Pentru că cele mai multe dispozitive inhalatorii sunt protejate de patente. Deși substanța din interior a fost descoperită cu mult timp în urmă, americanii și companiile farma patentează orice, pompa, mecanismul de furnizare a substanței, procesul de producție, și astfel se creează un monopol nedorit care ține prețul ridicat.